Dispoziție privind convocarea Consiliului Local cu cinci ședințe ordinare. Primarul Comunei Cluj, în județul Bacău. Continuă dispoziția articolului 39, alineatul 1, articolul 68, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1, litera din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, rectificată cu modificări și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local cu cinci ședințe ordinare în data de 17 ianuarie 2019, ori de 13 la sediul primăriei Comunei Cluj. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumuri locale din satul Bucium, comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenții de bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind stabilitatea cuantumului indemnizații lunare de ședință pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local Bucium, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2019 cu beneficiarii de ajutor social din Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Diverse. Domnule președinte, bună ziua, deschidem ședința de astăzi după data de 17.01.2019. Înainte de a începe ședința, supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este de acord? Deschidem ședința, dăm votul de ordine. Supunem la vot ordinea de zi, expusă de dumneavoastră. Cine este de acord? Cu votul domnului primar, pentru a ne expune punctul numărul 1 de care e ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare drumuri locale din satul Bucium, comuna Bucium. Doamne și domnule consiliere, așa cum am mai prezentat și cu ocazia aprobării bugetului local în anul 2018, am demarat procedura pentru întocmirea proiectului în încercarea de a găsi fonduri nerambursabile pentru asfaltarea drumurilor locale din satul Bucium. Întrucât anul acesta se va realiza realimentarea cu apă și canalizare în satul Bucium, consider că după finalizarea acestor lucrări este benefică asfaltarea drumurilor din satul Bucium. Devizul cu cheltuielile pentru obiectivul modernizare drumurilor locale în satul Bucium a fost întocmit de ESA Ecomare SRD, care a întocmit și proiectul, iar conform acestui aviz a ajuns la un total general de 7.019.143 de lei, din care ce plus 6.281.832 lei, inclusiv TVA. Din acest total, din bugetul local al comunei, urmând a fi suportată suma de 274.767 lei, iar diferența de 6.744.376 lei de la bugetul de stat. Propunerea făcută se încadrează în prevederile ordinului MDRP numărul 1851 din 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare și a legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că indicatorii tehnico-economici pentru investiții de interes local se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. Întrucât am considerat că acest obiectiv de investiție este foarte important pentru locuitorii satului Bucium, am inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză și aprobare. Aici este vorba de un proiect de asfaltare, 6 km în comuna Bucium. O să fie niște ulițe mai importante. În urma canalizării și a apei, dacă dă Dumnezeu, să terminăm cu lucrarea și să prindem banii ăștia, sigur să fie pe NDR 3. Când i-o dat drumul la acest program. Dar noi trebuie să fim pregătiți, să avem toate pregătite ca să putem depune documentație. Domnul președinte, mulțumesc. Domnule președinte, domnul Tudor, am spus cum dispuneți. Avizul comisiei este afirmativ. Contribuția noastră, ați văzut, la bugetul local este 274.000 de lei. Proiectul este de 7 milioane, deci bani mulți ușor pentru așa ceva. Este, nu știu dacă cineva între la mine ar putea să o pună la așa ceva, să se asfalteze comun. Deci afirmativ. Da, dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, dacă nu supunem la vot, cine este pentru?
Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 2 după ordinea de zi. Expunere din motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat și supus pe aprobare de către dumneavoastră în această ședință vizează o solicitare mai veche a ADIS Bacău, făcută prin hotărârea adunării generale a acționarilor ADIS, numărul 21 din 19-12-2018, de a se efectua de contul de fiecare unitate administrativă teritorială care este membră asociației cu privire la sumele restante care către operatorul de salubritate SC Ecosud SA București pentru anul 2018. Conform acestui hotărâri în tabelul anexă OAT Bucium, datorat la sfârșitul anului suma de 54.903 lei, reprezentând deficitul către Rompresc 39.847 lei și către Ecosud 15.056 lei. Amintesc că în luna decembrie 2018, Consiliul Local a aprobat o serie de hotărâri cu privire la taxa de salubritate, subvenționarea acestei taxe din bugetul local de 1,82 pentru persoane fizice, tot la sfârșitul anului trebuia să aprobăm și subvenția din bugetul local pe care o analizăm astăzi. Însă materialele nu au ajuns la timp la noi, astfel încât am supus pe analiză și aprobare astăzi cu precizarea că aceste sume au fost alocate la sfârșitul anului. Ca temei legale al obligației de achitare a acestor sume, invoc articolul 9, alineatul 2 din legea numărul 101/2006, autoritățile administrației publice locale au obligația să achite operatorului sumele convenite prin contract pentru prestații pe care acestea le efectuează în beneficiu întregii comunități. Articolul 25 litera din legea privind serviciul de salubrizare a localităților numărul 101/2006, publicată cu modificările și completările ulterioare, stipulează că finanțarea cheltuielor de funcționare, de abilitare și de dezvoltare a serviciului de salubrizare și a cheltuielor de investiții pentru realizarea infrastructurii aferente acestea se face cu respectarea principiului recuperării integrale de către operatori prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare și a investițiilor pentru înființare, reabilitare, dezvoltarea sistemelor de salubrizare. Prin adesea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, numărul 614.566 din 12-12-2018, a fost comunicat că subvențiile de la bugetul local stipulate la articolul 25 litera din legea privind serviciul de salubrizare a localității numărul 101/2006, publicată cu modificările și completările ulterioare, se pot acorda cu respectarea legislației specifice privind ajutorul de stat. Instituția Prefectului Județului Bacău a comunicat prin adresa numărul 26.165 din 14-12-2018 că pentru recuperarea în totalitate de către operatori a costului de exploatare și de investiții se impune constituirea de alocații bugetare, subvenții de la bugetul local de către unitățile administrative teritoriale, calculate cu diferență între sumele aferente numărul de utilizatori declarați și sumele încasate efectiv de la utilizatori plătitori ai taxei speciale de salubritate. Facem precizarea că prin hotărârea numărul 21 din 19-12-2018, ACADIS Bacău a aprobat defalcare pe OAT-uri a sumelor necesare plății facturilor operatorilor de salubrizare SC compania Rompresc Service SA și SC Ecosud SA București. Față de cele mai sus precizate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Este vorba despre banii care am dat, 54.903 lei, care am dat în decembrie și nu am avut la timp hotărârea în care să cum să procedăm. Domn președinte, am mulțumit. Dăm cuvântul domnului Tudor, poate să prezinte proiectul. Ședința trecută am văzut că a fost vorba despre subvenționarea plății către ADIS și mai departe către Rompresc datorilor rezultate din diferența de bunoi ridicate și numărul de persoane. Nu este numai cazul nostru, sunt cele 67 de OAT-uri cu diferite sume. Dacă ați observat din dosarul pe care l-am studiat în comisie, a fost o întreagă corespondență între Ministerul Finanțelor, între ADIS, între Rompresc pentru aprobarea acestor bani din subvenții, să fie subvenționat. Acești bani, pentru că nu îndeplineau condiția să nu fie ajutor de stat. Nu e voie ca să fie considerat de către Consiliul Concurenței ca ajutor de stat. Uniunea Europeană are indicații stricte cum se pot da acest ajutor de stat. S-a consultat legile, s-au văzut toate, s-au pus cap la cap toate acestea și s-a ajuns la concluzia că
se poate subvenționa de la bugetul local aceste sume, așa cum am discutat și în ședința trecută. Avizul comisiei, de fiind ajutor de stat, deși nu avem niciun impediment, dar nu aproba. Sunt bani mulți, dar data trecută în ședință am discutat ce trebuie făcut pentru a scădea sub aviz afirmativ. Mulțumim. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt pe acest subiect, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva obținerii. Dăm cu votul domnului primar pentru a ne expune punctul 3 după ordinea de zi. Expuneți de motive la propriul hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2019 cu beneficiari de ajutor social din Comuna Buciu. Doamne și domnilor consilieri, având în vedere prevederile legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificări și completări ulterioare, precum și a normelor metodologice de aplicare a acestei legi, așa cum a fost aprobate prin hotărârea Guvernului României numărul 50/2012, propun Consiliul Local Buciu spre aprobare planul de acțiuni și de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2019 de beneficiari de legii 416/2001 cu modificări și completările ulterioare. Propunerile din conținutul proiectului de hotărâre au avut ca fundament necesarul de acțiuni pe care am considerat că le putem întreprinde și realiza cu beneficiari de ajutor social în interesul comunității locale. Domnul viceprimar este persoana direct responsabilă de punerea în aplicare și respectarea acțiunilor cuprinse în plan, de pentru care la propunerea acestuia am completat vechiul plan și cu alte activități considerate ca fiind binevenite pentru comună. Mai fac mențiunea că, potrivit dispozițiilor legii invocate, acest plan de măsuri constituie o obligativitate pentru Consiliul Local, iar hotărârea se adoptă anual. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și să dezbateți pe marginea acestui proiect și să-l aprobați. E vorba despre planul de acțiuni, ce facem în 416, cam la fel ca și anul trecut, lemne, zăpadă, măturat, șanțuri, decolmatare, pârâie, asta, cam asta putem face cu ei, nu putem să-i punem la birou. Domnul președinte, da, mulțumim. Da, cuvântul domnului Tudor, președintele Comisiei de Buget, pentru a expune subiectul prezentat. Planul a fost întocmit cu responsabilitate. Am văzut că domnul viceprimar s-a preocupat și a prins în plan cam toate acțiunile care face cu cei de la 416, care primesc ajutor social conform legii 416. Nu avem obiecțiuni. Da, mulțumim. Dacă mai vreți să iei cineva cuvântul. Nu supunem la vot. Cine este pentru? Potriva abținerii. Dau cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 4 după ordinea de zi. A fost 5, de fapt, acolo. Expuneri de motive privind stabilirea cuantului indemnizației de ședință pentru Consiliul Local cu începe de la data de 1.01.2019. Doamnă și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat și prezentat pentru a analiza această ședință a fost determinat de apariția modificării cuantumului salariului minim brut pe țară de la 1.900 la 2.800 de lei, cu începere de la data de 1 ianuarie 2019. Această modificare a dus implicit la majorarea indemnizației pentru primarul comunei și care constituie bază de calcul și pentru indemnizația consiliului local. În conformitate cu prevederea articolului 34 din legea 397/2004 privind statutul aleșilor locali, modificat prin legea salarizării unice în sistemul bugetar, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consiliul local pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de la până la 10% din indemnizația lunară a primarului. Pornind de la referatul prezentat de secretarul comunei zestat la numărul 32 din 301/2019, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care am propus ca indemnizația Consiliului Local pentru participare la lucrările ședinței, Consiliul Local și lucrările ședinței pe comisii de specialitate să fie în cuantum de 10% din indemnizația primarului, pe tot parcursul anului 2019. Față de cele menționate, rog analizați și aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Domnul președinte, aici nu mai spun mai multe, că... Deci, având în vedere mărirea acestei salariul minim brut pe țară, automat și indemnizația domnului primar, având comuna de la 3.000 până la 5.000, cuantumul este 4.5, se mulțește cu 2.080, și rezultă o indemnizație de 9.360 pentru domnul primar, iar noi am cotat 10% din această indemnizație. Am făcut o socoteală, dacă până acum primeam 855 impozabil, rămânea 499, acum vom primi
9.936 impozabil și rămâne în mână 547. Deci o creștere de aproape 50 lei. Care nu este nemulțumit, poți votezi împotrivă. Comisia de Finanțe afirmare. 450 lei net. Net, brut. 547 net. Deci 547 este net, 936 este impozabil, se aplică 35% sănătatea cu pensiile și ce rămâne se mai aplică 10% impozitul pe venit. Deci a fost socoteala, rămâne 547. Față de 499. Deci avizul este afirmat. Da, mulțumim. Dacă mai sunt întrebări pe marginea acestui subiect, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Dau cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 5 după ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre referitor la stabilirea cuantumului brut al salariului de bază și al altor drepturi pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Buciu. Doamne și domnul consilier, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Buciu a fost inițiat în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului României numărul 937/2018 referitoare la stabilirea salariului minim brut de țară garantată în plată cu începere de la data de 1.01.2019 și a ordonanței de urgență a Guvernului României numărul 114/2018, prin care s-a modificat și completat legea numărul 153/2017 cu privire la stabilirea salariilor pentru personalul plătit din fonduri publice. Competența de analiză și aprobare a proiectului de hotărâre este stabilit de articolul 11, colaborat cu articolul 38, aliniatul 3, litera E din legea numărul 153/2017, lege cadru, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în care se precizează că salariile se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local. Calculul salariului s-a făcut după același principiu, respectarea ierarhiei funcțiilor prevăzute în cuantumul legii, prin aplicarea unui coeficient pentru fiecare funcție existentă în raport cu sarcinile și responsabilitățile stabilite prin fișa postului, fără a se depăși limita maximă stabilită de 3,5 pentru viceprimarul comunei. Spre deosebire de propunerile pentru anul 2018, s-a modificat gradația pentru funcția contractuală de șofer microbuz, școlar, transport, elev, întrucât persoana care a fost admisă la concursul organizat la începutul lunii are vechime mare în muncă, iar gradația corespunzătoare este cea maximă, gradația 5. În urma recolocării salariului pe baza salariului minim au rezultat noile cuantumuri care sunt prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre, iar la baza stabilirea acestora a stat tocmai hotărârea de guvernul ordonanță despre care am făcut vorbire. De asemenea, conform ultimei modificări a legii numărul 153/2017, cu începere de la data de 1.01.2019, se acordă faușele de vacanță personalului în cuantum de 1.450 lei pe an și indemnizații de hrană în cuantum de 343 lei lună, proporțional cu zilele lucrate în luna anterioară. Având în vedere cele prezentate, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în această formă. Domnule președinte, vă mulțumim. Domnul cuvântul de președinte de Comisia de Buget, domnul Tudor Adăscântul. Deci, din materialele studiate și aflate la dosar, ați văzut acolo că este și tabel cu funcțiile publice care suferă aceste modificări, conform atât ordonanței de urgență și legea 153. Noutatea este indemnizația de hrană, care este în valoare 347, impozabilă, și aici se aplică 35% plus ce rămâne în 10%. Așa, plus se continuă darea acelor vouchere de vacanță, care, după raportul pe care l-am auzit de la guvern, cel puțin în mass media, acțiunea de anul trecut cu vouchere a adus rezultate foarte bune în cadrul Ministerului Turismului. Deci acțiunea continuă și din cuvântul Ministrului de Finanțe se pare că și la anul va continua. Noutatea asta este cu eficiență sau mulțit cu 2080 și se dă pe lângă voucher de vacanță, acea indemnizație de hrană, dar în funcție și acea indemnizație de hrană, în funcție de zilele lucrate. Deci, n-ai lucrat 10 zile, asta nu înseamnă că ai fost ei indemnizația de hrană convert.
Astea sunt noutățile. Eu am înțeles din tot materialul, vi l-am prezentat și dumneavoastră, este tabel acolo pe funcție din cadrul primăriei noastre, OAT-ului nostru. Comisia de Buget Finanțe afirmativ. Dar mulțumim, dacă mai sunt înscrieri la cuvânt pe marginea acestui subiect. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru, împotriva, abține. Mulțumim. Trecem la punctul diverse, dacă sunt înscrieri la cuvânt. Dacă nu sunt înscrieri, declar ședința închisă. Mulțumim și parcă. O zi plăcută.